Amin, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Lui îi cântăm și pe El îl onorăm. Amin. Lui îi aducem inimile noastre în prezența Lui, stăm astăzi și dorim în continuare El să lase har peste noi. Amin. David în Psalmul 30 spune în felul următor, și eu cred că fiecare dintre noi putem spune lucrul acesta. Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrășmașii mei să se bucure de mine. Avem cu toții vrășmași, nu neapărat oameni, dar știm că diavolul cu toate durile lui ne sunt principalii vrășmași care se luptă împotriva sufletului nostru. Și Domnul n-a lăsat ca vrășmașii aceștia să se bucure de noi, să aibă câștig de cauză în dreptul nostru. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților, Tu m-ai adus la viață, din mijlocul celor ce se pogoară în groapă. Asta a făcut-o Domnul pentru noi. Știți ce a avut diavolul pregătit? Știți ce are în minte diavolul pregătit pentru oameni? Temnița rece și lanțurile păcatului cu care leagă și dorește să întemnițeze sufletele pentru veșnicii. Dar îl înălțăm pe Domnul că El ne-a ridicat de acolo. Ne-a scos din mâna Lui. Ne-a eliberat prin jertfa Domnului Iisus de la Calvar. Cântați Domnului, spune versetul 4, voi ce iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt, căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața, seara vine plânsul, iar dimineața veselie. Hai să beneficiem de îndurarea Domnului și nu de clipa mâniei Lui. Astăzi stăm în prezența Lui și înainte să ne rugăm, vrem să mai citim un cuvânt din Romani, capitolul 11, cuvânt care... și prin care Domnul, prin Duhul Sfânt și prin robul Lui, vrea să ne vorbească astăzi. Romani, capitolul 11, începând cu versetul 11 până la versetul 16, pagina Bibliei 1105. Citim cuvântul lui Dumnezeu. Întreb dar, s-au poticnit ei ca să cadă? Nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci... alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerilor? Vă spun vouă, neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut ca, dacă este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viață din morți? Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, până aici cuvântul lui Dumnezeu. Și acum intrăm cu rugăciune cu întreaga adunare și îl înălțăm pe El așa cum David ne-a sfătuit în dimineața aceasta prin cuvintele care le-am citit din Psalmul 30. Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrășmașii mei să se bucure de mine. Suntem în casa lui Dumnezeu, este un har deosebit. Nu știm poate să apreciem, dar să încercăm din toată inima să apreciem lucrul acesta. Avem pace și liniște în Europa, avem pace și liniște în Austria, mai este libertate, putem să venim nestingăriți de nimeni, să-L înălțăm pe Domnul, să-L rugăm pe El să binecuvinteze slujba în continuare, cântarea de laudă și fiecare inimă și a celui care este întristat, și a celui care este amărât, și a celui care are poate o durere, Domnul să aducă mângâiere. Să știți că acolo unde coboară Duhul Sfânt, chiar dacă există suferință în trup, chiar dacă Duhul este amărât, Duhul lui Dumnezeu aduce pace și pacea întrece orice durere și pacea dă putere sufletului să stea în picioare. Și asta vrem ca Domnul să facă. Nu sunt lucruri cu care vorbim doar, sunt lucruri care le trăim și vedem cum Dumnezeu ne dă pace în familie, vedem cum Dumnezeu ne dă pace în biserică, vedem cum Dumnezeu ne binecuvintează în lumea aceasta plină de întuneric și de păcat și ne ține să ne ferim de păcat, ne ține în sfințenia Lui, ne ține pe calea Lui, aceasta e harul lui Dumnezeu, nu sunt puterile noastre, merită Dumnezeu să lăudăm. Intrăm cu toți în rugăciune, amin. Vă invit să ocupați locurile. Bun venit tuturor celor care vă aflați în casa Domnului Maranata din Wiener Neustadt. Domnul Iisus să ne binecuvinteze pe toți. Domnul să binecuvinteze fiecare inimă și a copiilor care sunt prezenți și a fanfare, care este prezență și a corului. Și
Cred că în prezența Domnului este bine. Cred că Domnul a făcut ceva promisiuni la care trebuie să luăm aminte și să stăm cu inima deschisă și cu dorința deschisă că El este Cel care poate să aducă grațiere, El este Cel care poate să aducă eliberare. Sunt suflete care s-au depărtat de casa lui Dumnezeu. Sunt poate suflete care în lumea aceasta și în tumultul acestei lumi au dat uitării ce înseamnă să mai stai în prezența lui Dumnezeu, în rugăciune, în ascultare, în supunere, în smerenie, în părtășia cuvântului acolo acasă, în cămăruță, în părtășia unei harfe de cântări acasă. Poate că am neglijat lucrurile acestea și cred că ar trebui, și nu cred, sunt sigur, ar trebui să ne îndelendicim tot mai mult cu ele și Domnul să ne binecuvinteze, Domnul să ne ajute. Dorim ca să dăm loc fanfarei să laude pe Domnul cu o cântare, apoi fratele Dani Hasan va aduce o poezie în numele Domnului pentru sufletul fiecăruia dintre noi. În urmă, sora Damare Scăuneac laudă pe Domnul cu o cântare, apoi corul laudă pe Domnul cu o cântare. Și după toate acestea, dorim ca Domnul să ne vorbească prin fratele păstor Ionel Husaciuc, Domnul să lase cuvânt pentru sufletul nostru. Amin. Thank you.
viața. Câtă vreme nu s-a închis cartea mântuirii, cât Iisus mai poartă în răni sângele iubirii, cât mai poate pâlpâi jarul sub cenușă, stai și ascultă. Domnul tău bate acum la ușă. Dacă azi e în preajma ta, e că vrea să spună gândul cel mai însemnat, vestea cea mai bună, nu lăsa să plece trist. Poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Iată moartea lui Adam. Izgonit din slavă, inima îi tânjise în el, tristă și bolnavă. Și trăind pe acest pământ anii de căință, 930 au luat ființă de la el popoare întregi, ce au umplut pământul de păcat și de blestem. Presimțind mormântul, și-a chemat Adam pe ei săi, capi de ginți și nații, ce încheiau până la iared 9 generații. Iată-i priveghind acum lângă chipul veșted, pe când Can de la Namurg pâlpâie la creștet. Paradis, șoptește Adam, har al frumuseții, văi de flori ce cântă psalmi, pomul sfânt al vieții, Domnul mi le-a dat spunând ale tale sunt toate, fii stăpân și domnitor în eternitate. Numai pomul cel oprit să nu-ți fie partea, să nu știi ce-i bun sau rău, căci vei ști ce-i moartea. Dar la glasul celui rău, cu dulciri de harpe, am uitat de Dumnezeu, am amăgit de șarpe, Domnul m-a gonit din rai, mi-a luat cununa, paradis, cum te-am pierdut pentru totdeauna. Tac bătrânii, dar iared tânărul îi spune, cum? Pentru un păcat? Atât? Să te stingi, străbune? Da, atât, pentru un păcat, a răspuns străbunul. Nu vezi ce a rodit de atunci un păcat? Doar unul? Și pe buze moare încet, șoaptă după șoaptă, iată îngeri din adânc, colo jos mă așteaptă, capul se apleacă în piept, mâna se destrânge, plâng bătrânii sub stejari, turma mică plânge pe când negri îngeri duc în adâncul humii, sufletul întâi creat, patriarhul lumii. Trist adânc, șeol tăcut, de sub umbra mării, continent necunoscut, țara uitării, fund al negrului abis, unde în orice clipă mii de năzuință își frâng fragedă aripă. Setea noastră de păcat ți-a umplut cetatea, neascultarea tuturor, fala, nedreptatea, uriciun ce vor primi, iadul ca răsplată. Doamne, nu se va găsi până atunci o plată ce ar putea răscumpăra oamenii luminii? Zi de april, un vânt ușor leagănă smochinii. Sus pe deal cu chip ciudat, subt de priveghere, iată-l țintuit pe lemn, omul de durere. Om de prins cu suferinți, vai întoarce-ți fața, nu-l privi că te înfiori. Îi se stinge viața, numai sânge, numai răni. Ce păcate grele l-au adus între tâlhari. Ce blestem să spele, împrejur ce înțelepți lovesc cu gluma. S-au încrezut în Dumnezeu! Să coboare acum! Unul din tâlhar rânjind s-a întors să-i spuie, dacă ești Mesia tu, smulge-ne din cuie! Celălalt se încruntă trist. Nu te prinde teama, pentru că te-am făptuit drept, e să dăm seama. Dar acesta fără vină toate le îndură. Și întorcând către Iisus ochii lui de zgură, Doamne, când vei fi împărat, să-ți aduci aminte de o-i fi țărnă în grădin, de o-i fi col fierbinte, să mă chem să-ți văd și eu zilele senine.
Și a răspuns Iisus: vei fi azi în rai cu mine. Aleluia! Numai tu, sărman tâlhar, vezi lumina sfântă, tu, opaițul cel stins, trestia cea frântă, cum n-o văd cei pricepuți, doctorii, soborul, preoți, nu vedeți în el răscumpărătorul? Când Avram a scos cuțitul fiul spre a străpunge, Domnul l-a oprit, destul, nu-l lovi, ajunge! Azi când Domnul pentru noi, fiul își jertfește, nu se lanță niciun glas dintre noi, oprește! Vai, acel ce ne-a creat să ne poarte vina, orbi, voi nu strigați, destul, el ne-a dat lumina! Voi leproși ați și uitat trupul plin de sânge, dacă voi nu veți striga, pietrele vor plânge! Paturile în care trișteau zăcutologii, colbul în care l-așteptau orbii sinagogii, cârjele rămase într-un pești din pustie, giulciurile ce au rămas goale în sicrie. Cum? Să moară chiar Iisus, el cel fără pată? Dar a mai iubit ca el cineva vreodată? Pe-al cui piept și-au mai plecat tâmpla ucenicii? Cui au pus veșminte în drum despoind finicii? Cui Maria i-a jertfit lacrimi la picioare? Înfioară-te pământ, stinge-ți raza soare. Eli, Eli, pentru ce ți-ai întors privirea? Sunt un vierme, nu un om. M-a ajuns pieirea, tauri negri din Basan m-au străpuns, mă doare, mi-au făcut izvoare în mâini, râuri în picioare, își împart veșmântul meu aruncându-și sorții, Eloi, Eli, m-ai adus în țărâna morții. Ce ciudat! În plină zi s-a noptat în țară, stâncile scrâșnesc în munți, templul se înfioară, oamenii se bat în piept căutând o rază. Ce aveți voi, bătrâne culmi? Ce fior de groază! Iată solii morții vin din adânc grămadă să-l coboare pe Iisus, cea mai scumpă pradă. Vin ca lupii când furiși dau târcoale stânii, se apropie urcând dealul căpățânii, sunt la cruce. Dar un glas a brăzdat văzduhul: Tată, îmi încredințez mâinii tale Duhul. Cinste jertfei lui Iisus, el s-a dat ca plată prin credința în el acum, viața e câștigată. Mii de îngeri spre Iisus își apleacă zborul, aleluia, a învins mielul, salvatorul, aleluia. Și deodată în adânc, sub noianul mării, unde dorm de mii de ani umbrele uitării, zor de zi dezvăluie valea cea grozavă, vine soarele Iisus, îmbrăcat în slavă, aleluia, aleluia! Șirul negre s-a cângiulci, dar ca un tezaur, cei iubiți au fost păstrați în sicriu de aur și acum clipesc, tresar, unul câte unul, vai ce somn! Șoptește Adam, și-a sărit străbunul cu strigă, Domnul meu, alergând spre dânsul, îngerul, tresare Avram, podidindu-l plânsul, Domnul Dumnezeu din rug, sare Moise în grabă, căpetenia oștirii Iosua se întreabă, eu sunt veșnicul cuvânt, pomul sfânt al vieții, unsul cel făgăduit, astrul dimineții, mielul cel înjunghiat, marea despărțită, mana care v-a hrănit, stânca cea lovită, Shilol al cărui tron e chemat tot omul, prorocul cel vestit de Deuteronomul, căci atât de mult iubi Tatăl lumea întreagă, că a dat ca preț al ei pe o draslă-i dragă. Aleluia! Glorie lui! Aleluia! Și-au pornit curând spre cer, larg vuiește zarea, moartea prin Adam veni, prin Iisus, iertarea. Și de atunci, de când Iisus a murit pe cruce și a înviat a treia zi, sufletul se duce nu în jos, ci sus în cer. Aleluia! Aleluia!
în divina taină, lasă trupul pe pământ, lasă-l ca pe o haină. Ne va fi redat curând, sus ne e grânarul, sus în cer văzut Ștefan, tronul de porfiră, sus în cer apoi a fost adus tâlharul, Petru sus în cer privicând-l răstigniră și sfârșind pe acest pământ lupta lui cea bună. Pavel sus în cer primi slavă și cunună. Frații mei, să sune în larg bolta cea albastră de cântări și chiot plin, viața e a noastră. Lutul când se întoarce în lut ca să-și ducă în somnul, noi suntem întâmpinați de Iisus, de Domnul și de îngeri sclipitori, solii dimineții, ce ne duc în paradis și în cetatea vieții. Aleluia! 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 Astăzi, dar, prieten drag, cât mai este milă, cât iertarea nu și-a închis și-a din urmă filă, cât al neamurilor timp încă nu se curmă, cât Iisus mai poartă în răni stropii cei din urmă, nu lăsa să plece trist. Poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Astăzi, dar, dacă îl primești, întoarce-ți către el fața. Omule, fii înțelept. Azi primește viața. Amin. Mi-a pune cerul neasfințit, când stele plâng ascuns în noapte, al zorilor cânt nerostit. Mi-ai spus că fără ta nădejde sunt ca ce țărmul gloriei îi vede, dar rănile din pietre-l dor. Priveam prin munții de-ntristări, tu m-ai chemat din rug de foc mistuitor. Al vieții mele scut și bun mântuitor. Mi-ai spus că fără ta iubire mi-e sufletul un jar nestit, când flăcări
vii din nemurire. Cuvânturi ură reci le-au stins. Mi-ai spus că fără ta speranță al inimii ca tar mi-e frânt. Când vin furtuni de suferință și-n barca vieții nu e cânt, priveam prin munții de-ntristări, tu m-ai chemat din rug de foc mistuitor. La tine plângând înainte ți-am căzut și te-am rugat să-mi fii al vieții mele scump și bun mântuitor. Ți-am spus că tu mi-ești dimineața, pe cerul rănilor din piept, ce-mi risipește-n lacrimi ceața, când mângăierea o aștept. O, Doamne, dragostea-ți mi-e focul, speranța e catarul meu, nădejdea-i aripa și cântul ce-l poartă în el pe Dumnezeu. Priveam prin munții de-ntristări, din rug de foc mistuitor, la tine plângând înainte ți-am căzut și te-am rugat să-mi fii al vieții mele scump și bun mântuitor. Amin. Fără număr, slăvit în mare glorie.
Să fie Domnul. Amin. Din toată inima doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Mărturisesc că cu adevărat sunteți o binecuvântare pentru mine, pentru mulți alții din România. Și astăzi am auzit și despre cazul acesta și sunteți gata să, și ați fost gata să ajutați să fiți o binecuvântare pentru cei nevoi. Și ce frumos spune Biblia despre Avram, vorbește despre ceea ce trebuiau să fie ei, evreii, poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu le spune așa de clar: te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. Și ca urmași și ca cei care suntem fii al lui Avram, eu cred că acest cuvânt și această promisiune, această realitate este așa de clară pentru noi și pentru voi, în mod special de aici. Dumnezeu v-a binecuvântat și sunteți o binecuvântare. Și pentru că vreau ca să am parte de binecuvântarea lui Dumnezeu și eu zic din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea ca în ziua aceasta să putem înțelege și să privim în cuvântul Domnului ca să înțelegem planul lui Dumnezeu de mântuire și în același timp ca unii care am fost mântuiți să putem privi la mărețul acest plan, cât de minunat a lucrat Dumnezeu, cum spunea aici la Romani capitolul 11, că este, a fost cu putință mântuirea noastră. Este un mare lucru noi în ziua aceasta, apropiindu-ne de lucrarea aceasta de cina Domnului, practic încercăm să înțelegem și suntem profund recunoscători lui Dumnezeu că a făcut cu putință mântuirea noastră. Apostolul Pavel privește doar așa un pic și ar vrea ca să citim de la Efeseni. El spune acolo la capitolul 2, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Și spune aici cuvântul Domnului mai după aceea, versetul 11, de aceea voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către cei ce se cheamă tăiați împrejur, aduceți-vă aminte. Și astăzi este vremea să ne aducem aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Asta era situația neamurilor, asta era situația popoarelor care erau în afara lui Israel. Asta era și soarta noastră dacă Dumnezeu nu se gândea în planul înțelepciunea lui măreață să facă cu putință mântuirea noastră. Și de aceea, ca unii care beneficiem și ne bucurăm de această mântuire, este bine să vedem cum a fost cu putință, cum a fost posibilă mântuirea noastră și să fim recunoscători. Este foarte important de aceea să înțelegem și ca și biserică,
Am gândit mult în ultima vreme și atins de un cuvânt al lui Dumnezeu și de oamenii ai lui, și eu, și acum aș vrea cu noi toți să înțelegem care ar trebui să fie atitudinea noastră față de poporul ales al lui Dumnezeu. Biserica nu întotdeauna a avut acea atitudine corectă. Nu întotdeauna am înțeles rolul lui Israel în planul de mântuire a lui Dumnezeu și în ceea ce privește mântuirea neamurilor. Nu întotdeauna biserica a avut atitudinea corectă față de Dumnezeu și față de cuvântul Domnului. Și de aceea, de multe ori, ca și biserică, poate, dacă nu știm bine, putem împiedica sau putem răni pe Dumnezeu și putem ajunge până acolo încât să împiedicăm revenirea Domnului Iisus Hristos. Și am să vă explic cum se poate lucrul acesta. Este foarte important de aceea, privind în cuvântul Domnului, Romani capitolul 9, 10, 11, dar toată Scriptura, dar în mod special Apostolul Pavel aici, caută să ne atragă atenția nouă, bisericii, neamurilor care l-am primit pe Iisus Hristos, să înțelegem cine suntem și unde stăm în planul lui Dumnezeu. Și care trebuie să fie atitudinea noastră corectă față de poporul Israel. Pentru că aici, în Romani, capitolul 11, mai jos spune, voi ați fost altoiți într-un măslin. Nu voi sunteți cei care sunteți buni, ci voi ați fost un măslin sălbatic, altoiți într-un măslin în poporul Israel. Și spune cuvântul Domnului, voi care sunteți ramuri sălbatice, altoite măslin, aveți de grijă, pentru că nu ramurile țin rădăcina, ci rădăcina ține ramurile. Și spune cuvântul Domnului, de aceea nu te îngânfa, de aceea nu te făli cu lucrul acesta, ci ai grijă ca nu cumva să fii tăiat și tu. Aș vrea cu ajutorul Domnului în ziua aceasta să înțelegem de aceea care ar trebui să fie atitudinea corectă. La început, când a pornit mișcarea de reformă în sânul Bisericii Catolice, Luther, în mod special, a fost cel care, pe lângă lucrurile bune aduse în cadrul reformei, a venit cu o ură așa de mare față de evrei. Poate nu știți, dar ideile lui Hitler de a omorâ pe evrei au fost preluate de la Luther. Pentru că Luther, în dorința lui de a își arăta dragostea față de Dumnezeu, față de Hristos, a spus așa, pentru că evreii l-au omorât pe Iisus Hristos, trebuie să moară. Și de aici, mulți alții după aceea, și mai rău că mulți alții până în zilele noastre, trăiesc așa cu o ură față de evrei. Îi auzi pe unii zicând, jidanii ăștia, asta nu ascunde decât ură și asta nu este bine. Biserica a fost întotdeauna asaltată de o atitudine de aceasta de ură față de evrei pentru motivul clar că l-a omorât pe Iisus Hristos, Domnul nostru și Salvatorul nostru. Și de aici, dorința multor este ca evreii să fie nimiciți. Și toată această ură este pusă, să este înloculată de diavolul care urmărește planul acesta. Noi ca și copii al lui Dumnezeu trebuie să înțelegem, alegem în creștinism, întotdeauna au fost două mișcări, au fost două gândiri, două tendințe. Unii au zis, evreii au fost poporul ales al lui Dumnezeu. Da, evreii au fost poporul iubit al lui Dumnezeu. Dumnezeu a făgăduit pentru ei lucruri mari, și promisiunile lui sunt așa de mari față de Israel. Cum le-am citit și noi și le citim de-a trei ori în psalm, când Dumnezeu îi spune,
pentru tine dau popoare. Dumnezeu a făgăduit și a spus, chiar dacă voi trece prin ape adânci, nu te voi lăsa și voi fi cu tine. Chiar dacă o mamă își va uita copilul pe care îl alăptează, Dumnezeu a spus, eu nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Și mulți zic, da, promisiunile au fost mari, dar Dumnezeu, odată ce evreii l-au răstignit pe Iisus Hristos, Dumnezeu nu mai are de face deloc cu Israelul și Dumnezeu i-a lepădat pentru totdeauna. Și zic ei, de acolo a început Dumnezeu lucrarea cu biserica și noi suntem totul. Și unii zic, noi, biserica, suntem în atenția lui Dumnezeu și numai nouă ni se dă tot harul, toată atenția și toate binecuvântările. Și evreii sunt depărtați și nu mai este nimic de a face cu ei. O atitudine greșită care nu are niciun suport biblic. Și de aici ura față de evrei, însăși chiar din partea creștinilor. Gândiți-vă câte biserici în lumea aceasta pe față propovăduie și vorbesc despre această ură, antisemitismul lor este clar în bisericile lor. Am vrea ca noi să înțelegem că Dumnezeu în același timp și ceea ce credem că este biblic este da, Dumnezeu a început lucrarea cu Avram și i-a spus, voi face din tine un neam mare. Și a făcut promisiuni și Dumnezeu a spus, legământul pe care îl fac cu tine este un legământ veșnic. Un legământ veșnic. Și Dumnezeu spune că își ține legământul și legământul lui nu-l calcă și rămâne pentru totdeauna. Și Dumnezeu a avut acest plan cu Israel și l-a condus Avram, Isaac și Iacob, cei 12 apoi. Și știți foarte bine lucrarea lui Dumnezeu. A venit vremea când Iisus Hristos a venit în lumea aceasta. Da, evreii l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. L-au omorât și spune Biblia, de aceea Dumnezeu și-a întors fața și Iisus Hristos a spus, a venit la ai săi, dar pentru că ai săi nu l-au primit. Mântuirea mers la neamuri. Și apoi a început lucrarea, perioada bisericii. Suntem în perioada, vremea bisericii într-adevăr, dar nicăieri nu arată Biblia că Dumnezeu nu-și mai are lucrarea Lui cu evreii. Spune cuvântul Domnului aici, Apostolul Pavel arată așa de clar, în versetul chiar 1, Apostolul Pavel întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său, pe Israel? Nici de cum. Că și eu sunt israelit din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura? Cum se plânge el apoi, nu despre Ilie vorbește aici, care se plângea că nu mai este nimeni și Dumnezeu a spus, mi-am păsat încă 7.000 de bărbați. Și aici vorbește apoi Pavel despre sămânța care va rămâne întotdeauna. Și spune aici, tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri. Și că noi știm foarte bine că primii care l-au primit pe Iisus Hristos, să-i numim creștini, au fost evrei. Prima biserică, să o numim de creștini, au fost evrei. Să nu credem că în vremea aceasta Dumnezeu nu are mărturie în Israel dintre evrei. Săptămânile trecute m-am întâlnit și am un prieten foarte bun în America. Îl cunoaștem încă din 90, a venit, practic a pus bazele lucrării de misiune. A ales câțiva, Dumnezeu a rânduit prin el să pornim un grup de evangheliști, o lucrare de misiune în România. El și soția lui, June și Shelly, sunt numele lor, York, sunt evrei din America care l-au acceptat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. El a fost ani de zile păstor într-o biserică mare din America. Omul acesta, știți ce spuneam? Și eu am aflat de curând lucrul acesta,
evreii nu se numesc creștini între ei, ci se numesc evrei mesianici. Asta este denumirea cărora le place lor. Ei asta spun, ei sunt evrei mesianici. Și Biblia arată că în Antiohia, neamurilor care l-au primit pe Iisus, lor li s-a spus prima dată creștini. De aceea spunea cuvântul Domnului aici, Dumnezeu nu și-a uitat niciodată poporul său și întotdeauna are o rămășiță. Spunea fratele acesta, în ziua de astăzi sunt mai mulți creștini dintre evrei ca niciodată până aici. Sunt așa de mulți care se întorc și îl primesc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. De aceea aș vrea să înțelegem, și multă vreme și eu eram copil, țin minte, în biserica de la Sucevița, de acolo, de Suceava, într-un sat, biserică destul de veche și biserică mare, dar întotdeauna am văzut o mare, să spun așa, lipsă de coerență în ceea ce se va întâmpla în legătura dintre biserică și Hristos. Între biserică, Hristos și evrei. Multe ori mi se dădea impresia că Dumnezeu are un plan cu Israel și ei vor fi într-un loc special în rai, în împărăția lui Dumnezeu, că evreii, poporul Israel, ei sunt mântuiți și cei care sunt mântuiți în vremea aceea, până la Iisus Hristos, au un rol separat și vor fi într-un loc special în cer. Evreii care se mântuiesc în vremea aceasta, crezând în Iisus Hristos, vor face parte din biserică, din mireasă și vor fi în alt loc. Și apoi, după răpirea bisericii, vor fi și atunci evrei și vor fi alt plan, o altă lucrare. Și uneori aveam impresia așa că Dumnezeu este diferit pentru unii, pentru alții. Și dincolo Biblia arată că Dumnezeu este atât de măreț și de la început până la sfârșit rămâne același Dumnezeu cu aceeași dorință de a mântui oamenii într-un singur mod, prin credință. Gândiți-vă că și nouă spune Biblia că ne-a dat harul acesta să fim fii al lui Avraam, pentru că suntem mântuiți prin credință. Avraam a fost numit om neprihănit pentru că credința lui a fost ocotită ca și neprihănire. Și noi toți cei care credem, spune Biblia, suntem fii al lui Avraam pentru că avem credință. De aceea aș vrea să înțelegem că și noi ca și biserică trebuie să avem grijă și să înțelegem cum a fost posibilă mântuirea noastră. Și bine, este bine pus acea întrebare, spunea cineva, și cred că ne întrebăm și noi, de multe ori la cine se întreabă, oare ce s-ar fi întâmplat cu noi, biserica, neamurile, mai bine zis, dacă Iisus n-ar fi fost respins de evrei? Ce-ar fi fost cu omenirea întreagă dacă evreii l-ar fi acceptat pe Iisus Hristos? S-ar fi întâmplat poate ce a fost secole și mii de ani în urmă, pentru că niciodată Dumnezeu n-a rânduit ca evreii, poporul ales al lui Dumnezeu, să se închidă în zidurile lor și doar ei să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu, pe Jehova, și celelalte neamuri să n-aibă parte deloc de cunoașterea lui Israel. Nu a fost acesta planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le spune așa de clar și găsim aceasta în Isaia 43 și apoi și Eremia și el spune Dumnezeu a vrut ca evreii să fie doar poporul ales prin care Dumnezeu să-și proslăvească numele Său și mărturia să fie răspândită prin evrei și Dumnezeu de aceea spune voi sunteți martorii mei. Voi și robul meu pe care l-am trimis, voi sunteți robii mei și ei trebuiau să mărturisească despre Jehova tuturor celorlalte popoare și popoarele să-L accepte pe Jehova, pe Dumnezeu, ca singurul Dumnezeu adevărat. Dar evreii au zis, nu, Dumnezeu este doar al nostru,
Voi ceilalți sunteți câini, asta este expresia lor și în ziua de astăzi. Neamurile n-au parte și nu vor avea parte niciodată de mântuire, de același loc cu ei în împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea a fost întotdeauna atindul de respingere față de tot celălalt și totul să fie pentru ei. Și mă gândesc cam așa ceva s-ar fi întâmplat și cu Mesia, dacă ei credeau în ei, ar fi spus, Mesia este doar al nostru. Și vrem să credem că este doar al nostru și voi n-aveți nicio treabă. Și e că de-a fel ar fi închis totul și n-ar fi lăsat ca și alții să vină să primească mântuirea și iertarea. Dar slăvit să fie Domnul, pentru că spune Biblia că era scris că voi pune o piatră de poticnire în Sion. Era scris despre venirea în lumea lui Mesia ca Israelul să se poticnească, Israelul ca să respingă pe Mesia și apoi noi să avem acces la mântuire prin credința în Domnul Iisus Hristos. Spune deci cuvântul Domnului aici, prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Știți care este una din misiunea bisericii în vremea noastră? Vreau să vă atrag atenția, Dumnezeu iubește pe Israel. Vreau să spun foarte clar și aș vrea ca să mărturisesc, să vă spun, sunt și eu unul din ceia care iubesc Israelul. Cred că și voi sunteți la fel și cred că și voi de atâtea ori vă rugați și împliniți acest cuvânt, acel cuvânt care spune rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Eu cred că suntem din aceia care nu trebuie să mai dovedim în plus că Israelul a fost și rămâne poporul iubit de Dumnezeu. Și Dumnezeu, în dragostea Lui, își va ține legământul făcut față de evrei. Dacă Dumnezeu nu și-ar ține legământul, eu cred că și noi ar trebui să fim cu frică și teamă că dacă Dumnezeu nu ține legământul și față de noi, și noi trăim în legământ și noi ne bazăm pe o făgăduință făcută de Dumnezeu că vom fi cu El, că ne sunt păcatele iertate prin credință, că noi în împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, noi devenim și facem lucrul acesta spre amintirea morții și a suferinței Lui și așteptăm revenirea Domnului. Avem promisiunea că El va veni și ne va lua și vom sta acolo în împărăția Domnului cu El. Dacă ar fi un Dumnezeu care nu ține legământul, și tu și eu, ar trebui să-mi pun un semn de întrebare, dacă Dumnezeu se întoarce și nu ține legământul și față de mine. Dar nu este așa, slăvit să fie Domnul! Dumnezeu își ține promisiunea și legămintele Lui. Și gândiți-vă ce spune aici cuvântul Domnului, noi am fost mântuiți, biserica, cu un scop clar, să-i facem geloși pe evrei. Nu mai este o noutate, nu mai este o rarietate. Cred că știm mulți dintre noi Israelul. Și aici se fac excursii și mulți dintre dumneavoastră cred că ați ajuns în Israel. Poate mulți ați stat de vorbă cu evreii. Eu am avut harul odată, avem așa o relație specială cu evreii, pentru că bunicii din partea soției, în timpul războiului, au protejat o familie de evrei, i-au ascuns în pod și i-au hrănit luni întregi. După război au putut emigra și i-a chemat în Israel pe bunicii ei, pe părinții soției, unchi, mătușe. Și-o aduc aminte, la logodna mea cu soția, sunt binecuvântată de evrei, suntem binecuvântați în această relație, la logodna noastră, familia aceasta de evrei, care ea se trage din satul acela, era fata bunicilor, deci, a fost în România, a ajuns la logodna noastră și a zis așa, darul nostru pentru voi este să vă facem o invitație în Israel. Și am fost la ei o lună de zile. Una din fiicele lor era habotnică, știți ce înseamnă? Erau din ea religioși. Într-o sâmbătă ne-a chemat la ei în sabat la masă. Am fost surprins să văd cât de tare ne asemănăm noi cu ei, nu ei cu noi. Noi ne asemănăm cu ei.
În discuția care am avut acolo la masă câteva ore și apoi mergând pe jos, ei merg pe jos până la malul mării, eram undeva în nord, în nordul Israelului, vorbea mult despre profeții, despre Biblie, totul din Vechiul Testament și au rămas așa de șocați cum de noi, creștinii, știm așa de multe. Cum de noi vorbim despre profeții lor ca și cum ar fi ai noștri. Cum de noi vorbim și citim din psalmi și promisiunile din psalmi le luăm ca pentru noi. Ați văzut și frații care au citit dimineața aici, din psalmi. De-aia sunt psalmi al lui Israel. Cu ce drept, spun ei, le luăm acestea ca pentru noi? Cum ne permitem ca noi să credem că acele promisiuni sunt și pentru noi? Dar asta vrea Dumnezeu, să-i facem geloși, ca să înțeleagă ce au pierdut și ce relație frumoasă puteau să aibă și ei cu Dumnezeu. Avem 4 fete, știți lucrul acesta, și mă aduc aminte, cu fiecare am avut aceeași experiență. Au avut jucării și s-au jucat cu ele, fetele, zile întregi sau luni. La un moment dat s-au plictisit de ele și le-au lăsat deoparte. Știi că ați avut și voi experiențe de acestea. A venit cineva la noi în casă și tocmai jucăria aceea le-a plăcut. Și am zis, vrei să dăm jucăria aceasta la copilul acesta? Nu, dar cum se poate? Dar eu mă joc cu ea. Dar ea nu s-a jucat de luni de zile, dar tocmai jucăria aceea, când altcineva avea nevoie de ea și vrea să se joace cu ea, pur și simplu, deodată, a început să-i placă. Asta vrea Dumnezeu cu Israelul. Iubiți frați și surori, noi trebuie să-i facem geloși pe evrei, să-și dea seama ce au pierdut. Să-și dea seama și aș vrea ca promisiunile acestea și cu drept putem să le luăm pentru noi, să ne asumăm, pentru că spune Biblia aici, noi am fost altoiți în măslin. Noi am fost altoiți și când spune Biblia că noi, ramurile sălbatice, am fost altoiți în măslin, vine și spune cu alte cuvinte, noi de acum beneficiem de toate acele binecuvântări. Noi beneficiem de toate resursele care vin din rădăcină, din Avram. Și noi credem toate aceste lucruri pentru că avem același Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De aceea aș vrea așa de mult prin trăirea noastră. Atunci când vă întâlniți poate cu evreie, dacă ajungeți în Israel, dacă trebuie să facem ceva, trebuie să-i facem geloși ca ei să se întoarcă din nou la Dumnezeu și să-L creadă pe Dumnezeu. Să creadă pe Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să creadă revelația lui Dumnezeu nouă venită prin Iisus Hristos. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu aici un lucru atât de frumos. Și ar vrea asupra acestui lucru să gândim. Noi care suntem la cină, ne bucurăm și vestim moartea Domnului, dar în același timp la cină, noi întotdeauna gândim la ziua aceea când se va termina totul și vom fi în cer cu Iisus Hristos. Și cred că așteptăm ziua aceea, nu? Noi strigăm, vino Doamne Iisuse! Și noi dorim revenirea Domnului. Dar știi ce spune Pavel? Pavel aici dă așa un răspuns, sau poate vine cu o provocare extraordinară. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerilor? Iar dacă, căci dacă lepădarea lor, continuă Pavel la versetul 15, căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viață din morți? Știi ce vrea să spună Pavel? Vrea să ne provoace acum pe noi, biserica, neamurile. Dacă evreii, prin alunecarea lor, au constituit o așa mare binecuvântare pentru noi. Pentru că spune într-adevăr Pavel, da, ei sunt vrăjmași. În ce privește Evanghelia, da, versetul 28, ei sunt vrăjmași.
Și aceasta spre binele vostru. Dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor. Da, au greșit. Da, l-au respins pe Mesia. Dar asta a însemnat o bogăție pentru noi, frați și surori. Asta a însemnat ca să facă Domnul cu putință mântuirea noastră. Alunecarea lor a însemnat o binecuvântare pentru noi. Și acum Pavel spune, cu alte cuvinte, nici nu vă închipuiți ce ar însemna întoarcerea lor. Dacă lepădarea lor a însemnat așa de mult pentru noi, ce ar însemna întoarcerea lor? Decât viață din morți. Decât intrarea în slavă în împărăția lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului că, și fratele acesta evreu explica și spunea, Mesia nu va veni decât atunci când evreii vor putea să spună binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și cu alte cuvinte, vrea să spună Pavel aici, ca eu și tu, ca biserica, să fie răpită, să ajungem în cer, trebuie evreii să-L accepte pe Mesia. Da, va fi necaz pentru ei. Biblia vorbește despre necazul lui Iacov și vor fi loviți din toate părțile. Mulți vor muri și evreii vor trece printr-un necaz enorm de greu. Asta îi va determina să-L primească pe Mesia și apoi noi vom pleca acasă. Aș vrea ca să gândiți la provocarea lui Pavel și aș vrea ca Romani 11 cu versetul 15 să, așa, să ne determine, să cugetăm la el și să ne ajute ca să ne rugăm mult mai mult pentru Israel, pentru poporul acesta, ca ei să-L accepte pe Mesia, să creadă în el, să se întoarcă la Dumnezeu. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Ca unii care așteptăm revenirea Domnului, ar vrea ca să ne rugăm pentru înaintea lui Dumnezeu, pentru poporul acesta iubit, pentru că ei au legămintele, spune Pavel, da, ei l-au cunoscut, da? Din el a venit și Mesia. Ei sunt cei care sunt ramurile firești, ei sunt adevăratele ramuri. Noi doar suntem altoiți. Și încheie atât de frumos Romani, capitolul 11. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor. Și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, altminterea vei fi tăiat și tu. Și mult timp poate am trecut cu superficialitate peste ceea ce ar putea Dumnezeu să facă. Gândiți-vă ce spune Pavel și chiar ei, dacă nu stăruiesc, vorbește despre evrei, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Noi oamenii nu putem. Noi de obicei luăm un copac sau un ceva sălbatic, până și un trandafir, iei o mlădiță bună și îl pui pe unul sălbatic ca să fie rezistent și să se schimbe totul în el. Dumnezeu n-a făcut așa. Și după ceea ce ai tăiat o mlădiță, nu mai pui niciodată la loc, ci o arunci din aia veche. Biblia spune invers, Dumnezeu nu lucrează ca noi, face total ca să-și arate puterea și slava. El ne-a luat pe noi mlădițe sălbatice și ne-a pus în măslinul acela bun. Dumnezeu spune așa, ai grijă că și tu poți să fii tăiat și Dumnezeu poate să altoiască din nou mlădițele care au fost aruncate. Fiindcă dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin,
care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramuri firești, în măslinul lor. Dumnezeu poate să facă lucruri mari. Eu când privesc la lucrul acesta, știți să mă gândesc, Doamne, ce har! Și ar vrea cu atitudinea aceasta să ne apropiem de cina Domnului. Doamne, ce am fost noi ca să ne altoiești într-un măslin așa de bun? Doamne, ce har! Cum te-ai îndurat Tu de noi! Ai luat niște mălădițe sălbatice și ne-ai altoit prin Hristos în măslinul acesta. Doamne, ajută-ne să nu ne îngânfăm. Ajută-ne, Doamne, să nu ne fălim. Ajută-ne din potrivă în umilință și smerenie să spunem mulțumesc frumos, Doamne, mulțumesc că ne-ai mântuit și ne-ai iertat și avem parte de toate făgăduințele care le-ai făcut lui Avram, lui Isaac și Iacob. Și cea mai măreață imagine că Dumnezeu are același plan și iubește și evrei și biserica și neamurile. Știți care este, cum spune Biblia? La final, în împărăția lui Dumnezeu, la masă cu Avram, Isaac și Iacob, vom fi și noi. Asta m-a ajutat mult să înțeleg că în ziua aceea nu evreii vor fi deoparte. Nu că evreii vor fi soția lui Dumnezeu și are un plan special și biserica este mireasa lui Hristos și are alt plan Dumnezeu cu ei. Nu! În împărăția lui Dumnezeu la masă vom fi toți. Eu, tu, biserica, dar și cu Avram, cu Isaac, Iacob și toți înaintașii credinței noastre. Dumnezeu să ne ajute să nu ne fălim, ci în umilință, să ne apropiem cu credință, să spunem, Doamne, să mulțumim că ai avut milă de noi. Amin.